Locuitorii din blocurile de lângă Parcul Marghiloman vor avea în curând locuri suficiente pentru a-și parca autoturismele în condiții civilizate. Aici este în curs de amenajare una dintre cele mai mari parcări din oraș. Mai avem o parcare la Dorobanți 2 vis-a-vis de Biserica Sfântul Toma, o parcare foarte mare și de bordurat și de asfaltat. Cam câte locuri vor fi acolo? E vorba de ordinul sutelor de... Foarte mare parcarea, să știți. Odată terminată această amenajare, problema parcării va fi rezolvată în zonă pentru că numărul de locuri va fi suficient atât pentru riverani cât și pentru locuitorii din zona adiacentă. Tot în Dorobanți 2, lucrările de la Urbiserv continuă cu asfaltarea străzii Primăverii și cu amenajarea trotuarelor. Va urma strada Zefirului cu o amplă lucrare de plombare care seamănă mai mult cu o reparație capitală, pentru că sunt atâtea gropi de astupat încât vor cuprinde aproape întreg carosabilul.